please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Cum să fie, eu sunt abandonat de familie, suntem trei frați, doi frați și o soră. Dar eu mă gândesc așa, după câte știu eu, după câte mi-am dat eu seama că am tatăl de-al doilea și nu mă suportam. Și așa eu nu iau legătura, nici cu mama, nici cu frații. Ei au vândut două, trei apartamente, dar nu, dragă. Chit că n-am luat niciun leu de la ei, că nu mi-a dat ca să-mi iau un covrig. Și acum ei stau în salariu, bine mers și trebuie să stau să mă chinuiesc cu seama. Am întâlnit-o pe blonda asta, pe Livia, Dumnezeu să iei după mărit, pe Archidei și Alena, o cancer la gând sau... Prima soție? Da, prima soție. Am patru luni, puțin patru luni, că ei mor în sat cu omul. Că cu ea am o fată de 38 de ani, dar nici cu aia nu iau legătura, că aia are și aia trebuie să curvește prin Danemarca, prin toate părțile, nu știu ce. Deci n-am văzut fata aia, n-am văzut-o de 20 de ani pe aia mare. M-am cunoscut cu mama pe teren asta și cu aia 7-8 ani, m-a părăsit, s-a mutat în curs. Pe mine m-a lăsat, că cu ea dormeam afară, dar și la afară și... O fost cum a fost, o și bine și rău. Și bine și rău. M-a ajutat domnul Raul, care când am băgat-o, ne-a băgat la o fundație, Smiley, acolo pe Clujul lui. Și cu ajutorul dânsului am putut să mă aranjez un loc de muncă și cu ajutorul dânsului am ținut-o la grădință. Am putut să țin la grădință. Dar după aia fundația respectivă, fundația asta s-a mai dat și el faliment. Și așa am ajuns la ziua de noapte, dar la ziua de noapte domnul acolo a zis administratorul că nu poate să mă țin cu copilul. Păi am stat acolo 12 ani, dar nu mi se da voie să stau cu copilul, cu petița. Și atunci am aranjat, m-am interesat, m-am dus pe perioare unde sunt mame cu copii și acum e la școală, petița, mă duc, o văd, cum am ca așa patru. Am terminat 10 clase la Craiova, deci cu profesionale de tâmplării, dar aia am făcut eu 12, numai că prostul de mine, împlinind 18 ani, n-am mai terminat în istoria al treilea. Numai 1 și 2 și nu mi-a dat 12 clase, în 84 când am dus după diplom. Mi-a dat numai 10 plus 1. Mi-a dat 10 clase și plus 1 am profesional de tâmplărie. Prostul de mine, în loc să mai fi stat în colună, o lună jumătate, până terminam primul strategiu și cât de cât, că nu făceam o mare brânză cu diploma aia de bacalaureat. Dar l-aveam. Da. Și n-am terminat ăsta, al treilea trimestru. Și atunci mi-a zis directorul că încă dânsul fost Sebastian, Iosca, nu pot să-ți dau numai 10 plus 1. Nu am zis, dați un diploma de 10 clase și un an profesional de tâmplare. Păi am un bani, mă duc la lucru. Mă duc cu ziua. Mă duc la oameni. Pe la șantiere, pe la crâși, pe acolo, mai ales acolo sus, pe răbuiilor, pe strugurilor, pe dearurile alea acolo, tot timpul ai. De exemplu, înainte de Paște, ce am făcut? Am săpat vreo 100 și ceva de pomi, a doua zi le-am dat cu var, a treia zi ce am mai făcut? A treia zi am terminat ce mă mai rămas. 3 zile, 120 de lei pe zi de dimineață, de la până la 5. Că așa m-am înțeles cu omul, că nu. Eu tot pe șantier am oprat și încă m-a spus să dau și la lupată și mai am de putere, sunt eu. Am mai rămas o săptămână, am demăturat undeva prin curte, mă duc, mai mătur. Mai primit de la la pitru, de la la mă invită la masă, de la mă o brâncă. Ați dus vreodată lipsă de mâncare când n-ați hai de capul meu, cu zilele. Cu zilele. Și ce ați făcut? Și ce zilele? M-am culcat. Și după aia la creștă m-am dus la tumberul și am găsit. Ori am găsit pită, ori am găsit ceva de mâncare. Pentru că mai sunt și oameni cu care face și nu ți le amestecă cu vinul, ci ți le pregătește direct acolo, că știi că e pentru oameni care. În 2000, am ăsta, ne-am căsătorit legal, ne-am despărțit legal. Și atunci a început calvarul vieții mele. Atunci am început
n-aveam unde să mă duc. La mama, când stătea pe Borșeicului, atâta mă lăsea numai să mă duc pe fața. Mai îmi dădea o porție de mâncare. Calar, calar, calar. După aia am stat pe străzi 7, 8 ani, dacă nu 9, deja devenise prea frică, atunci era iarna încă frică. Cai că mă duc la ziua asta, noapte, Gutenberg. Și am stat și acolo, deci, curățenii ăsta, dar sunt niște restricții, n-ai voie să vei, n-ai voie să ne bată. Nu știu ce, dar atâta tot că noaptea aia îl dorm liniștit. Apoi am 15-20 de ani am păsat. Am 20 când 2000, că am mai avut o căzinție și din 2000 divorțat. Din 2000, din totul s-a așa. Mai e că soția a avut ea locuință acolo pe Malo Pesce, da, a avut. Numai și de acolo divorț și acum pe aici, pe acolo. Pe aici, pe acolo, ce înseamnă? Pe aici, pe acolo. Ce înseamnă? Fiecare, unde mică sunt noi loc. Mai prin cetate, mai una alta, unde avem sub cetate, avem pături, avem, ne-am făcut rost de pături, una alta, în care unde poate. Mai suntem singuri, este când dormim în grup, unul cu unul, sau de exemplu noi trei poate, este când ne despărțim și dormim fiecare pe contul. Dar mai mult stăm așa câte 2-3, că mai vorbim. Am mai dormit vreo 3 ani aici sus, pe doze la spitalul ăla, dar și acolo nu-i lăsa să dormim. Că iau ei. Numai că veneau și când îi zicea lor ce că ei amar și ne ducă, le băgau un după, acolo ne făceau film, ne luau amprentele și ne dea drumul. Păi, cel mai fericit în momentul a fost de când am cunoscut pe partea asta, că mă mai lasă să mă duc. Mai un noapte, două, mai stau aici în oraș. Aici are de la primărie pe treamă. Mă mai las așa pe ascuns să fac bai și acum seara asta o să mă duc să fac bai, doamne. Ce bine. Mai ia mere la lucru, că are la drumă. Pentru că mă ajută și numai bine mi-a făcut. Că eu mai am spirit, mai un alt, mai nu știu ce arătam. Mai am apucat, am lăsat e barba asta așa de prost. Atunci eram deșucheat așa, beam spirit, ăla, dracul, știi ce era spirit, nu. Eram murdar, eram terca, aveam bani și amar. Eu mă, cum am gândit și să-mi pun capul zilor, dar până la urmă iar mi-am revendicat mintea la pământ, zic, ce dracu, nu omor atât, chiar să-mi trăiesc la Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu și mai. Și nu mai așa, am mulțumat, am murit spiritul ăla, nu beau spiritul ăla, da, o pălincă, beri, nu zic că îl sfânt, că nu sunt de biserică. N-ar trebui, dar nu. Am intrat în sânge, am murit, când stau pe stat, în singurătatea asta, că mă apasă, dar n-am încotrat. M-aș putea pune capul jos în liniște. Să aveți o casă? O cameră, o cămăruță, nu casă. Aia bogață ea, o cămăruță cât de cât. Ei își pui capul jos. Fășurată de viața lor, de școala lor, de sănătatea lor, drogurile astea, că mă uit în stânga drogat, mă uit înainte drogat, mă uit în dreapta drogat, mă uit în spate, totul sunt drogat. Pe timpul ăsta, nici pe timpul Iulescu nu fost așa ceva. Să nu păsești pe stradă, mă, că nu știu care îți dă în cap. Numai guvernul, dacă n-ar face ceva, și poliția. Dar poliția ce face? Te legitimează, ne legitimează, ne legitimează. Pentru că n-are ce să ne facă, că nu facem nimic, că nu comitem ce fapt. Mă rog la bunul Dumnezeu, fac ziare, nu e așa. Apoi cât mi-a dat Dumnezeu viață. Thank you for listening to Joseph's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.